Acum doresc să mă adresez în mod special tinerei generații de peste Prut. Dragi tineri, dragi tineri care vă pune speranța în România, care vă pune speranța în instituțiile europene, viitorul nu poate fi decât al vostru. Aveți încredere în forțele libertății. Totalitarismul comunist reprezintă trecutul și are loc numai în manuale și în cărțile despre crimele sale. Republica Moldova nu mai poate fi izolată. La 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, nimeni nu mai are dreptul să ridice un zid între țările noastre. Doamnelor și domnilor, azi la granița de răsărit a Uniunii Europene are loc un conflict între două sisteme de valori. Pe 18 decembrie 2006, înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, în numele valorilor europene și universale, am ținut să condamn regimul comunist din România. Ați constat cu îngrijorare că realități pentru care am condamnat oficial regimul comunist se regăsesc la frontiera României secolului 21. Absența statului de drept, discriminarea etnică, reprimarea oponenților, cenzura, atacarea culturii române, utilizarea sărăciei pentru a crea dependență de puterea politică, amenințarea cu folosirea forței împotriva propriilor cetățeni. Iată elemente care, luate împreună, creează o atmosferă de teroare. La două decenii de la revoluțiile anticomuniste din 1989, țin să reafirm valorile supreme care i-au inspirat pe cei care au decis să nu mai trăiască în minciună. Libertatea individului nu poate fi negociată. Nu există nicio justificare pentru înjosirea ființei umane în numele unei false rațiuni de stat ori de partid. Nimeni nu deține monopolul adevărului și nimeni nu poate să nege dreptul cetățenilor la exprimarea propriilor opinii, la liberă circulație, la organizare politică în partide independente. Fac un apel către toate partidele politice din România, către toți liderii de opinie, să înțeleagă acest moment ca un moment al solidarității naționale, ca un moment care nu trebuie să ne divizeze, ca un moment în care trebuie, dimpotrivă, să le arătăm tuturor că suntem realiști, uniți și că știm să ne apărăm interesul național. România reafirmă principiile Cartei ONU și pe cele ale actului final de la Helsinki, chemând la respectarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Republicii Moldova. În același timp, avem o datorie legală, morală și de onoare față de românii de peste Prut. România va sprijini în continuare democratizarea și europenizarea Republicii Moldova. Vom accelera acordarea cetățeniei române celor care au acest drept. Vom folosi toate instrumentele politicii naționale și europene pentru a întări legăturile culturale, relațiile economice cu Republica Moldova, pentru a dezvolta asistența acordată administrației centrale și locale, pentru a facilita accesul elevilor și studenților la resursele educaționale din România. Doamnelor și domnilor, România nu va permite transformarea Prutului într-o nouă cortină de fier. Prutul trebuie să fie doar o linie de demarcație temporară a frontierei Uniunii Europene până la intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, proces pe care țara noastră îl va susține necondiționat. Vă mulțumesc!